Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României a prezentat în capitală cele mai interesante invenții din domeniul auto și nu numai. La standul fundației, din cadrul salonului Auto București, accesorii au putut fi întâlniți timp de 10 zile cei mai buni inventatori din țară. Prototipurile au fost prezentate chiar de cei care le-au inventat. Ele pot fi admirate și astăzi. La standul Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, mașina de curse construită de studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași a devenit rapid una dintre atracțiile salonului auto. Proiectul monopostului a fost realizat în întregime de studenții Facultății de Mecanică, special pentru a participa la un prestigios concurs internațional. Fondurile sunt obținute strict din sponsorizări cu ajutorul studenților. Acest proiect nu e fiind altceva decât un exercițiu real de viață. O altă invenție care a atras vizitatorii este un dispozitiv care ajută persoanele cu probleme locomotorii să se deplaseze mai ușor. Are amplasați niște senzori în zona mâinii pentru a putea face un control mai ușor a unui scaun cu rotile sau unei mașini electrice autonome. Senzorii sunt amplasați pe mână și preiau mișcările mâinii pentru a controla direcțiile motorului. La salonul Auto București nu au fost uitați nici cei mici. Automobil Clubul Român a dezvoltat primul joc antiplictisală pentru drum lung. Cu ajutorul aplicației, copiii pot învăța reguli de circulație și nu numai. Aplicația BMW este în primul rând un joc educativ. Atunci când jocul este activat într-o mașină în mers, dacă părinții depășesc viteza legală, acel copil care joacă jocul este anunțat de către personajul principal și atunci îi spune tatăl și mamei să încetinească. Și Asociația Iustin Capra a fost prezentă la standul Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României cu mai multe invenții. Casa viitorului este una dintre soluțiile inovative în domeniul construcțiilor. În doar câteva minute, un container este capabil să se transforme rapid în spațiu ideal pentru lucru sau odihnă. Este un container expandabil, nu ai nevoie de autorizație de construcție, se poate amplasa oriunde. O altă invenție deosebită este un corp de iluminat ce monitorizează calitatea aerului. Este vorba despre o lampă inteligentă care are pe lângă funcția principală de iluminat și încă două alte funcții importante. O funcție de purificare a aerului și în același timp detectarea gazelor nocive. Inventatorii au pus la punct și un plasture cu totul special, care înlocuiește acele de acupunctură, dar care are același efect benefic. Versiunea prezentată poate fi folosită și de șoferi. Sistemul nostru constă în amplasarea în talpa încălțărilor a unui dispozitiv. El funcționează numai în momentul în care există un dezechilibru energetic. Salonul Auto București și accesorii își închide porțile în această seară.